În fiecare an, mai ales în sezon estival, medicii recomandă să evităm expunerea la soare care nu este necesară, în special în mijlocul zilei, în timpul verii. Cancerul de piele este unul dintre cele mai frecvente tipuri de cancer din lume, fiind mai comun în rândul persoanelor care s-au expus timp îndelungat la soare. Vestea bună este faptul că poate fi prevenit acest tip de cancer dacă respectăm câteva măsuri cu privire la protecție. Aș vrea să vă invit să fiți de data aceasta distrugătorul de mituri și să vă propun să vă spun câteva mituri care circulă în popor, iar dumneavoastră să veniți cu partea științifică și cu partea medicală și să ne prezentați adevărul și falsul cu privire la acestea. Un uh -huh. prim mit care îmi vine în minte este cel legat de alunițe, că e mai bine să le lași acolo, să nu umbli la ele. Adevărat sau fals? Este un mit extraordinar de răspândit, într-adevăr. Nu cred că am propus vreodată cuiva să îi scot o aluniță pentru că consideram necesar, fără să primesc această, această reacție. Vai, dar oare nu e periculos? Chiar trebuie, cred că ar fi mai bine să nu umblăm la el. Din potrivă, dacă există cea mai mică bănuială că acea aluniță ar fi, de fapt, un melanom la început, și melanomele la început seamănă foarte bine cu o aluniță aparent inofensivă, dacă există cea mai mică suspiciune că este vorba de un melanom care, tocmai a început și este în evoluție, primul gest este excizia lui complet. Deci de scoaterea lui de pe piele complet, chirurgical, pentru ca întreaga porțiune excizată să fie dată la analiză microscopică și să poată fi confirmat diagnosticul corect. Este primul pas în tratament. Mai mult, dacă se confirmă diagnosticul de melanom, atunci trebuie uh, făcută o nouă excizie, deci tăiat puțin mai larg. Uh, sunt niște reguli cât de largă trebuie să fie tăietura în funcție de cât de adânc a fost tumora. Uh, deci, este tratamentul unui cancer de piele să fie scos de pe piele cât mai curând, dar trebuie să fie scos complet. Deci, mitul uh, are totuși un sâmbure de adevăr. adică Adică nu este bine să umbli la alunițe sau să le traumatizezi altfel decât, așa cum spuneam, prin a le scoate complet. Deci orice altă manevră, cauterizare, criogenare, vaporizare cu laser, ardere, chiuretare, orice mod de a distruge o aluniță parțial, de a o maltrata, de a o hăcui dacă vreți, da, este total contraindicată. Pe o aluniță normală, traumatisme, astfel de traumatisme repetate pot duce la transformarea malignă, iar pe de altă parte, dacă este vorba deja de un melanom incipient, dacă îl distrugi parțial, dacă îl lovești și nu faci o analiză anatomopatologică completă, atunci, de fapt, riști să nu-l diagnostichezi la timp, să lași o porțiune din el încă pe piele și acea leziune va fi, ulterior va crește și poate disemina. Deci, nu, nu este adevărat că nu trebuie să excizăm alunițele, este adevărat că nu trebuie să le maltratăm și că trebuie întotdeauna, la orice suspiciune, trebuie excizată complet de pe piele și excizia trebuie urmată de o analiză histopatologică. Am auzit adesea persoane care au un ten mai închis la culoare, spunând că se pot expune la soare cât vor, că nu vor fi afectate. Este adevărat că persoanele care uh, au un ten mai închis la culoare sunt protejate de cancerele de piele? Sunt mai protejate, dar nu sunt protejate în mod absolut. Oricine poate face un cancer de piele. Diferența este, dacă vreți, de uh, cantitatea de ultraviolete pe care o tolerăm până în momentul în care se declanșează uh, oncogeneza. De asta, evitați expunerea excesivă la soare. Excesiv este un termen diferit. Uh, ceea ce este excesiv pentru o persoană blondă, care după 5 minute la soare se arde, este diferit de exces, ceea ce înseamnă excesiv pentru o persoană de culoare. Care poate tolera o cantitate de radiație ultravioletă mult mai mare, fără să aibă probleme. Până la urmă, de aceasta există și o colorare diferită a pielii în funcție de uh, latitudine. De asta, persoanele care locuiesc aproape de ecuator sunt de obicei de culoare, iar persoanele care locuiesc în mod normal în nord, tipul celtic, sunt persoanele cu piele albă deschisă la culoare. Este o greșeală să uh, ieșim din din mediul care ne este potrivit. Da? Deci o persoană blondă nu are cum să se expună la soare intens, este total contraindicat. O persoană cu tenul puțin mai închis înseamnă că se bronzează, are o anumită doză de protecție, dar și această doză de protecție poate fi depășită prin expunere excesivă. Un alt mit este cel legat de utilizarea cremelor de protecție solară și anume... Acela că ar împiedica, uh, practic, uh, sinteza vitaminei uh, D. Este adevărat sau fals? Noi suntem făcuți să sintetizăm vitamina D în piele uh, la expunerea la soare. Deci, ultravioletele sunt necesare, expunerea la ultraviolete este necesară pentru ca pielea noastră să sintetizeze vitamina D corectă. Este însă vorba, ca în orice lucru, de un echilibru. Pentru a sintetiza suficientă vitamina D, este suficientă o expunere la soare. S-au făcut tot felul de studii, de exemplu, la, în Anglia, deci la latitudinea Angliei, o expunere de un sfert de oră, de trei ori pe săptămână, îmbrăcat în bluză cu mânecă scurtă și short, este absolut suficient pentru a obține un nivel corect de vitamina D. Deci este absolut suficient. Nu este nevoie să ne expunem tot corpul, nu este nevoie să stăm în costum de baie la ora 12 pe plajă pentru a avea suficientă vitamina D. Pe de altă parte, deci asta pentru un om obișnuit, pentru o persoană însă care a avut deja un cancer de piele sau care are risc mare de cancer de piele, fie că are alunițe multe, fie a avut un melanom în familie. Deci pentru persoanele cu risc crescut, se recomandă într-adevăr o protecție de soare foarte strictă. Aceste persoane, da, au risc de a avea prea puțină vitamină D, pentru că dacă respecti recomandările de prevenție a cancerului de piele, pălărie, îmbrăcăminte acoperitoare, creme de fotoprotecție, atunci, da, vei fi protejat de ultraviolete cu prețul unei scăderi a vitaminei D. Și atunci, pentru aceste persoane la risc, dat fiind că riscul de a muri de melanom este mult mai mare decât riscul de a avea prea puțină vitamină D, se recomandă suplimentarea vitaminei D, care se face foarte simplu, fie prin dietă, fie prin pastil. Nu are rost să te expui la un risc de melanom și de deces, când poți să te protejezi de soare și să iei suplimente pastilele de vitamina D. Un alt mit este cel al faptului că dacă soarele se ascunde după nori, se poate sta în apă oricât pentru că soarele nu prinde. Adevărat sau fals? Total fals, total fals. Soarele emite multe tipuri de radiație și pentru pielea noastră și pentru cancerul de piele sunt importante ultravioletele A și ultravioletele B. Ultravioletele B sunt cele care ne ard, deci acele eriteme, roșirea pielii, usturimea, mâncărimea, apoi decojirea care urmează după câteva zile, sunt date de ultravioletele B. În schimb, ultravioletele A nu ne ard, în schimb ele sunt cele care ne ajută să ne bronzăm. Deci, pigmentarea ca reacție, ca apărare la soare, este mai degrabă dată de ultravioletele A. Ultravioletele B sunt filtrate foarte ușor și sunt filtrate inclusiv de nori. În schimb, ultravioletele A nu sunt filtrate de nori. Deci ele continuă să ajungă pe pielea noastră chiar și dacă este înorat. În Iar efectul lor de stimulare a cancerului de piele este uh, păstrat. Și atunci este o falsă, bineînțeles, este o falsă impresie de siguranță, așa însă, cum știu, cred majoritatea celor care au încercat să facă plajă pe vreme noroasă și au sfârșit prin a avea totuși și arsuri și uh, piele bronzată sau arsă de soare. Și legat de aceasta, același lucru este valabil pentru sticlă. Deci, un geam de sticlă filtrează ultravioletele B, nu filtrează însă ultravioletele A. Și atunci, asta este foarte important, apropo, dacă lucrăm în interior, dar de fapt lucrăm lângă un geam sau lângă o suprafață mare vitrată, avem nevoie de fotoprotecție. Cel puțin de fotoprotecție contra UVA.